Conform planului întocmit de municipalitate, în Urgența 1, care cuprinde 64 de străzi, sunt încadrate traseele mijloacelor de transport în comun, căile de acces în oraș, drumul de centură, bulevardele și principalele străzi din cartiere, căile de acces în punctele speciale, dar și alte străzi cu o importanță deosebită pentru municipiu. În Urgența 2, care cuprinde 98 de străzi, sunt încadrate străzile din interiorul cartierelor, căile de acces la diferite instituții și agenți economici și căile de legătură între principalele artere ale orașului. În Urgența 3, Suprizând 199 de străzi, sunt încadrate străzile cu importanță mai redusă, care implică utilizarea unor utilaje speciale în funcție de pantă, lățime reduse sau alte caracteristici speciale ale străzii. În ceea ce privește timpul de acțiune, reprezentanții administrației publice a municipiului spun că societatea care se ocupă de dezăpezire trebuie să intervină la cel mult două ore după ce se oprește ninsoarea în cazul urgenței 1, urmând ca străzile care fac parte din urgența 2 și 3 să fie curățate între 24 și 48 de ore după finalizarea activităților pe arterele principale.